A venit comunicatul din partea Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID. Sunt două loturi, colonelul Gheorghiță s-a scos, a spus bine, a făcut referire la lotul ABV 5300, care avea 1.600.000 de doze și a fost trimis în 17 țări. Acela nu a venit în România. Oamenii au arătat pe mai multe site-uri, uite, putem să mai arătăm și asta odată, este vorba despre certificat de vaccinare cu lotul ABV 2856. Într-adevăr, acesta a ajuns în țară, încă o dată, nu este lotul cu probleme din Austria, dar este un lot pe care italienii l-au retras. Am vorbit puțin mai devreme despre Agenția Medicamentului de la italieni. Care sunt măsurile pe care România acum le ia față de acest lot? S-a hotărât carantinarea temporară a dozelor rămase din acest lot. Se continuă vaccinarea cu toate celelalte vaccinuri de la AstraZeneca din celelalte loturi existente în momentul de față în România. Încă o dată, cifrele sunt foarte în favorabile vaccinării cu AstraZeneca. 30 de probleme la 5 milioane de cazuri. 22 de probleme la 5 milioane de cazuri. Eu nu știu cum e asta. E o decizie britanică, e o decizie dintre asta așa cu sânge rece, adică trebuie să ne bucurăm. În carantinarea care temporară a dozelor rămase, le cheamă la ora 10 acasă. Băi, dozelor, la ora 10 intrați. În momentul în care America Latină din noi practic este cu trântită la pământ, un moment dintre ăsta așa anglosaxon, cu o decizie simplă, iată, o să fie toată lumea bucuroasă că a fost un militar care a fost în această postură. Deci continuă vaccinarea cu AstraZeneca. Continuă vaccinarea lotul cu AstraZeneca. Lotul cu, parțial. Lotul cu probleme este retras. Nu, pus la culcare, lotul cu probleme din Italia. Nu se fac vaccinări cu el. În România au fost până în acest moment, potrivit colonelului Gheorghiță, șeful campaniei de vaccinare din țara noastră, au fost 200.000 de vaccinuri și nu s-au înregistrat decât probleme minore.